ține la mașină. Închide ușa. Oare când mă cere de nevastă? Nimic mai mult, gândește că azi e ziua cea mare. Deschide ochii să mă pun genunchi. Bună familie, sunt Tina, este Lari și m-a pus să pornesc această filmare. Să vedem ce iese. De ce? Pentru că mi-a spus că are o surpriză pentru mine, că nu știu ce. A fost Crăciunul și am întârziat puțin cadoul, dar nu-i problema, a venit de Sfântul Ștefan, așa că la mulți ani nou și am făcut un cadou superb iubitei mele. Eu sunt curioasă că m-a zăpăcit până acum, pornește și zic, Lari, sunt obosită. Mamă, sunt... deci abia aștept, deci sunt eu fericit de acest cadou, adică mă bucur atât de mult că am putut să-ți fac acest cadou. Măi, ce cadou, măi, imediat o să vă zic, ea trebuie să urce mașină și o să vă explic ce cadou i-am luat și cum am pregătit totul, dar fără să știe, jur că nu o să-i spun, o să vadă direct acolo pe moment și o să fie totul live. L-am întrebat de 3 ore că am avut o întâlnire de afaceri, de semnare afaceri și suntem aici în Pipera, voluntari, pe aici Pipera. Da. Și acum m-a pus că pornește filmarea și zic, n-am chef la să fac vlog. Și fine, familie, dați un like și acum o să vă dau un like. E ceva făcut de mine. Deci e ceva făcut de mâna mea. Oh, e mai frumos să seamănă. Bine, hai. Hai, du-te, ia telefonul, urcă mașina. Urcă-te mașina. Păi hai. Vezi să nu dea mașina peste tine. Nu, nu, nu. Pa. Haide, pa. Pa. Închide ușa. Mie, la flori. Închide ușa, iubita mea. Măi, la mașină. Închide ușa. Iubi ce? Închide ușa. Iubi zi. Iubi, închide ușa. Așa, cadoul nu este făcut de mâna mea. Cadoul nu este făcut de mâna mea, este un violoncel pentru iubita mea. I-a venit la cutie Irina, deci îmi mulțumesc Irinei că m-a ajutat să fac acest cadou. Pentru că ea a plătit și cadouri, adică m-a ajutat cu banii, pentru că nu puteam să iau 30 de milioane din portofel și să se întrebe iubita mea, de unde sunt banii, dar ce-i făcut cu 30 de milioane? Era logic, așa că ea m-a împrumutat în ghilimele oarecum. Astăzi a ajuns cadoul. Și am foarte mari emoții. Deci sunt plin de emoții. Abia aștept să-i vedem reacția și să ajungem acolo și ce să mai. O iubesc foarte mult și mă bucur foarte mult că Dumnezeu mi-a ajutat să-i fac acest cadou de Crăciun și îi datorez totul. Cadoul a ajuns acasă la Irina. Deci noi mai avem puțină treabă, după care vom ajunge acasă la Irina, unde va fi cadoul pregătit cu cutia, cu tot. Și o să-i vedem reacția acolo, da? Deci vă iubim mult și haideți să continuăm! Familie, am înțeles că acum v-a transmis mesajul ce poate să pregătească. Nu știu că a fost foarte imprevizibil de la un timp de când nu mai merge așa la cântări non-stop. M-a surprins, ba, m-a adus flori, ba... Deci este ceva minunat. Dar ce poate să fie? Mie ceva? Nu-i spun. Nu spune. V-am spus, dar nu spune. Eu acum vă spun ce cred eu. Dacă am dreptate, o să văd tot că tot eu montez logo-ul ăsta. Mie un câine. Dar avem unul, avem pe nebunul la ce te mai e. Îmi iei eu... E ceva făcut de mine. Făcut de tine, ai făcut mâncare, shawarma, mi-ai făcut... Ce-ai făcut? De mâna ta? Da. Flori. Dar n-ai cum să le faci tu, că nu ești pământ să le faci. Ce poți să faci? Dați, scrieți în comentarii ce poți să facă. Nu-i spuneți. Lari, zi... Pe ce unde văd eu? Nu-i spuneți, pe o să vezi după și vlogul o să-l montez după ce... Păi și unde mergem acum? Pe acum merge, ne facem treaba. Așa. Și după aceea vom merge la Irina. Se duce mașina. Aaaa, deci ai făcut un plot cu Irina! Irina! Ce prietenă! Bine, gata, te nu mai zic nimic. Eu știu, dar nu știu ce... Nu mai dezvălui nimic. Bine, atunci ce să mă fac frumoasă că o să mă filmă. Să nu dai mesaj, că nu o să zică. Nu-i dau, promit că oricum o să-mi zică. Deci Irina a făcut un complot cu iubitul meu, pentru că ei mereu vorbesc despre chestia asta. Ce poate să fie? Ha! E făcut de mâna mea. Deci nu e ceea ce mă gândeam eu, dar avea, era cringe. Ok, vedem acolo, da? Lor le-am spus cum am gândit totul, cum... n-am putut să le iau dinainte, deci a fost un cadou și pentru Crăciun, că oarecum a fost ceva mai întârziat și totodată chiar în ziua de azi, pentru că astăzi este Sfântul Ștefan. Și e ziua noastră! Da. Scrieți în comentarii, la mulți ani Ștefan și Ștefania! Te iubesc. Și ne vedem că mergem ca să luăm mașina de la serviciu, că asta e mașina Irinei, noi nu avem mașină. În ajunul Crăciunului am rămas pe stradă, da. Ne-a picat plăcuța de frână sau nu știu ce era aia, în fine. Continuăm, ne revenim și hai, plecăm spre serviciu, pentru că se ridică mașina. Hai repede, clar, ce-i de omul acolo? Gata, hai. Vă iubesc, vă pupăm. Abia aștept. Plecat din Pipera. Prima că știi că la noi acolo în zona noastră cu Bragadirul, cu prelungirea Ghencea, că aici e totul prea liniște, vreau să mă cert în trafic, vreau să jur, aici nu pot să jur, nu pot nimic, că n-am pe cine să mă cert aici. În fine, ne vedem la noi și vă arăt și mașinuța noastră, doamna, ce tot să luăm.
Luminițe, suntem în centrul Bucureștiului și mi-a trecut foarte multe prin cap, n-are cum să mă ceară de nevastă azi. Familie, noi... gândește-te. Da, nu, adică gen noi ne gândim, hai să întorc camera. Gândesc ca orice femeie, oare când mă cere de nevastă? Gândește-te, oare o să fiu rotund și mic. Pe bune. Ai făcut tu? Ne-a avut și tu bani la mine. Fraților, voi ce credeți că e? Bă, stați un pic, eu tot mă visez în rochea de mireasă ca orice femeie, dar până la mireasă trebuie să mă ceară de soție. Adică mă gândesc, bă, oare când o fi momentul, oare o să fiu și o frumoasă, spun, să fiu și o machiată, să mă filmez frumos, să nu fiu grasă, poate slăbesc și eu la anul. Ca o femeie normală și face numai gânduri. Nu numai... zic nimic mai mult, gândește că azi e ziua cea mare. Da, scuze, ziua cea mare era calbă, foarte bine, bine că n-ai trecut părășul. Și acum, ce zic, nu spune că azi e ziua cea mare, dar sunt boschetară, serios. Ce, poate mie o șaorma? Iubi. Mi-e comandat ceva de la Mac? Uite la mine, eu nu arată ziua cea mare, arăt că eu am mare. Ziua e alta. Iubirea mea, astăzi se întâmplă. Hai mă, iubi, mai face așa că mă supăr și nu merg nicăieri, mă lași aici. Eu nu glumesc acum. Păi, pe bune, ce poate să fie? Ce? Dar unde văd dacă e verde sau? Deasupra ar trebui, dar nu vezi. Știi băiatul ăsta din stânga, cu siguranță. E fat. Tu n-ai voie să vezi femei. Ah, ok. Aha, tu vrei mai repede? Păi da. Stai mă, iubi, mă. Intru? Uite-te la mine puțin. Plastic că te iubesc cel mai mult. Nu mai iubi, nu mai faci așa, că faci nervi. Mamă, mamă, ai emoții? Îți vine să plângi? Da, zic. Te iubesc. Și eu. Te iubesc mult. Hai, intru. Hai, intră. Da, ce? Era bine. Stai la părături. Băi, cât am așteptat momentul ăsta. Zi-mă, și când serios, ne-am dorit. Zi-mă, serios, faci de mine, adevărat. Mamă, iubi, e ziua cea mare. Zi-mă, iubi, pune-te. Dar stai puțin, stai. Irina? Uite pe Irina. Ce sunt? Intră. Intră așa? Da. Închide stai puțin. Închide ochii, stai. Nu te uita. Ferească. Dar nu te uita, da? Hai că te ghidez eu, da? Te ghidez eu, da? Da. Băi, cred că știu ce e. Fii atent. Hai. Vino aici. Vino. Vino. Nu zice nimic. Deschide ochii. Unde mă uit? Deschide ochii să mă pun genunchi. Uite-te. Na. Uite-te aici. Mai nu citești și tu nimica. Ia. Haide, citește. Lari, te iubesc, eu știu ce e acum. Normal că știi ce e, că scrii pe el. Te iubește pe Tina, te iubesc, Lina, să nu zici niciodată de nevoie că... Citește-le. Nu și gata, mă, ce nu știu să spun. El a citit invers. Da. Ia, citit. La mulți ani vreau să te aud când te iubesc. Nu știu, vezi ce succes, mă, nu știu cum o să scriu urât, dar îți... Bă, dar... acum am prim puțin să plângem și noi și dăm după drum. Ce poate să fie aici, da? Totul se face în China, ca să vedeți, da? Hei, ce frumos! Măi, ia la ritu ca să-l deschid eu. Hai! Ia! Băi, bine. A venit cadoul tău de Crăciun. Mulțumesc! Pentru cine nu știe, este un violoncel. Este un violoncel pentru iubita mea. Iubita mea cânta foarte mult timp la violoncel și este visul ei. Și am luat un violoncel real. Așa că de azi încolo o să cânte mereu cu violoncelul toată ziua în casă. O să-mi cânte în cap. Desfără să vedem cum arată. L-am luat și 4x4, ai văzut? Păi așa trebuie. De cât e vorbit despre asta, mulțumesc, vă iubesc. Te uite, Irina, urlă la tine. Uite-te la Irina. Ce, de ce mă uitați? La! A zis că te l-ai luat. Credeai că n-am zis. Deci fără Irina, fraților... Nu, el a ales. Am crezut că e rupt, știi, nu? M-a luat inima. M-a luat inima să mă... Mă luase inima! Eu vă știu, mamă, uite cum arată, ești nebun, mamă! Eu vreau să vă reacțiile voastre! Auzi, dacă n-a venit toată strada, băi, Irina, ce ți-ai luat acolo? Băi, uite cum arată, bă, mâncați ești! Băi, e bijuterie! Să ne încânti în fiecare zi! Doamne ajută! Dar după ce... Băi, iubirea mea, e superb! Mulțumesc!
Mulțumesc! Să pănesc la tasă. Spune-le ceva la oameni. Mulțumesc! M-ați emoționat. Voi vă spun să și mulțumesc. Nici nu mă mai așteptat la asta. Să mă iubești mai mult pe mine. Pe amândoi ne iubesc. Pe amândoi sunt niște fraieri, că eu m-am prins că fac o surpriză. Dar nu asta, nu asta. Nu știu, nici nu știam ce. De-aia m-am enervat. De la ora două m-am mințit că mi-a zis ceva. Pisica aici, dar e ajuns. Uite acolo, pisi, pisi. Nu mai știu cum se fac astea. Nu mai, nici nu mai știu nimic, nu mai. Te lăsăm să le faci. Eu mă dă seama. Băi, te pisi ce faci? Nu știu nimic. Ce frumos e. Te iubesc mult. Să știi că tu ești făcut pentru tine. Oh. Oh, și tine ce ai făcută pentru Lari. Dar nu și Irina ai făcută pentru noi. Bine, o să dacă cu celu. Păi tot așa, cu asta ce fac? Te-a să dăm unghiile jos de azi, gata. Uitați-vă un pic, eu pot să ți le dau jos, cu noi. Să te le scurtăm. Pe mă duc mâine. A, uite. Fai sac, m-am programat. Da, da. M-a și programat, dar nu mi-a spus de ce. Mi-a spus, m-a programat, dar nu mi-a spus. Mâine. Deja mâine, deja ai vorbit tot ca să-ți imaginezi. Numai că nu știe și maica ta. Nu, no, mama nu știe. Nu știe, nu s-a răspuns aici. Da, și acum am un like, un comment și un share, mulțumesc, mă iubesc. Mulțumesc. Hello familie, și în încheiere vreau să vă arăt site-ul nostru www.heyfamilie.ro, cel mai actual site și cele mai mici prețuri. Intrați repede acolo și comandați-vă tot ce vă doriți. Cadouri pentru mamă, pentru iubită, pentru nevastă, pentru frate, pentru orice vă doriți. Nu uitați codul de reducere TINA10, aveți 10%.